Începutul de an școlar aduce și primul scandal într-o instituție de învățământ din orașul Galați. Profesorul de limba română Liliana Tudor aduce acuzații grave conducerii școlii Sfinții Împărați. De peste 16 ani acest profesor își desfășoară activitatea în școala gălățeană. Activitatea profesorului Liliana Tudor s-a desfășurat timp de 16 ani în condiții bune, până când cadrul didactic a semnalat o serie de nereguli. În ultimii 2 ani de zile, toate consiliile profesorale s-au ținut în orele de curs, de obicei joia de la 12 la 1 sau uneori miercurea. Eu am refuzat să mă prezint la aceste consilii. Nu, copiii stăteau în clase singuri. Copiii au stat în clasă singuri și eu am spus că nu mă mai prezint la aceste consilii. De aici am început să mi-o iau serios. Au spus că mă bagă în consiliul disciplinar, deși încălcau legea foarte grav. În timpul în care nu s-au făcut ore, au apărut accidente, au fost copii luați cu ambulanțele. Există toate dovezile, declarațiile părinților, dar în primul rând există... Ce fel de accidente, doamnă? S-au lovit, am o declarație de la o mămică, dar au fost de față, am văzut cu toții când au fost chemate ambulanțele. S-au împins, nefiind supravegheați, s-a dat cu capul de grindă, a amețit, confuzie, vertij și l-au luat la spital. Altul la fel, în timpul unui consiliu s-au împins copiii și au spart tabla de sticlă și au fost puși părinții să plătească 10 milioane. Aceștia au refuzat, copiii au avut scăzute notele la purtare. Problema s-a agravat anul trecut, în 2014, când din 400 de elevi, într-un an și o lună, au plecat 80 de copii din școală. Numărul mare de elevi care au cerut transferul către alte instituții de învățământ au făcut-o pe Liliana Tudor să pună foarte multe întrebări care au rămas fără răspuns, după cum declară aceasta. Sunt 3 ani de zile de când pleacă copiii școlii. Pleacă pe rând, pleacă 10, pleacă 15, pleacă 3, pleacă 2. Declarațiile acuzatoare ale profesorului sunt întărite de mărturiile părinților indignați de această situație. Grav, cum să se facă presiune asupra copiilor? Au fost luați din clasa copilului meu, au fost luați și plimbați prin școală să vadă dacă este curat și să confirme gradul de curățenie din școală. Nu cred că ei sunt în măsură să spună acest lucru. Dacă nu ar fi fost acest cadru didactic, eu mi-aș fi retras copilul de la școală. Referitor la repercursiunile care se fac asupra copiilor, chiar într-adevăr este adevărat. Ceea ce mi s-a întâmplat și anul trecut, am avut un meci cu doamna de matematică, ne-am certat noi părinții cu profesoara respectivă, mi l-a lăsat corigent pe semestru întâi. Noi ca părinți am solicitat anul trecut excluderea dumneei, cel puțin de la clasa respectivă. La ore înainte era totul bine, erau altfel orele, acum este josnic, este josnică situația. Am 2 copii gemeni care au fost în clasă la dumneai și vreau să vă spun un lucru care nu l-am mai auzit la nimeni și care ni s-a întâmplat nouă. Doamna profesoară Liliana Tudor, în toată clasa 8-a, făcea săptămânal, după ore, în zilele de luni, pregătire cu copiii de clasa 8-a, timp de 2-3 ore, pregătire pentru admitere la liceu, fără să ceară niciun ban, fără să ceară nicio favoare, fără să vrea nimic la schimb, și timp de un an de zile dumneavoastră a făcut pregătire cu copiii și vreau să vă spun că eu cu copiii mei nu am făcut o oră de pregătire în particular la limba română și mi-au intrat copiii, mulțumesc lui Dumnezeu, la licee bune, la LVA și la LMK. Nu se fac ore, da. Copiii nu pot recupera, deci doamna Tudor Liliana este un profesor extraordinar, care toți copiii o iubesc, nu doar copilul meu. Managerul școlii, Laura Cristea, susține că acuzațiile profesorului sunt false. De când sunt director în școala aceasta, nu s-au desfășurat consilii profesorale la ora 12. Toate consiliile profesorale s-au desfășurat începând cu ora 5. În urma memoriului făcut de doamna profesor, inspectoratul a hotărât o inspecție generală care a fost anunțată la prima ședință cu directorii la nivelul județului, inspecție care se derulează conform metodologiei. Rezultatele inspecției vor fi făcute publice în cel mai scurt timp. Va fi un raport verbal
Vor fi rapoarte scrise în următoarele 2-3 săptămâni, conform metodologiei. Sau... Conducerea inspectoratului școlar așteaptă acum finalizarea inspecției. Raportul este în curs pentru că fiecare inspector a făcut o inspecție pe disciplina, de fapt mai multe inspecții la toate cadrele didactice, pe fiecare disciplină, pe domeniul management, pe relația cu părinții, cu elevii, pe activitățile extrașcolare. Deci o inspecție generală care a durat 2 săptămâni înseamnă și un raport care sigur trebuie foarte bine realizat și în care să se regăsească toate aceste probleme pe care le-a semnalat doamna profesor. Am avut reclamații, sesizări pe aceste aspecte.